Și merge treaba. Merge. Am întărit un pic ochelarul, atât cât s-a mai putut. Nu mă deranjează aici că rămâne un pic așa. Vine un pic de mastic, cam putred. Ai, n-am asta să-l mai bibilesc, că aici oricum nu se vede, da? Mai puțin contează. Va sta noroi și va rugini oricum. Ce e important că am rezolvat capătul de contraaripă. Mai trebuie un pic lucrat aici. Da, foarte puțin. Și pe dreapta e gata. Urmează să mai mici finisaje. Încă o mână de grunduială la toate, dar după ce curăț frumos și aici unde tot din cauza la apă și noroi asta rugină, să desfac și protecția asta care atârnă, să pot să grunduiesc, să curăț frumos și să mă apropii, să mă apuc să-mi pe stânga. Încep cu colțul ăsta aici. Peticesc aici. O să fac capătul de prag. Mai putred ca pe dreapta. E de mirare că pe stânga e mai ruginită ca pe dreapta. Da? Și fac gâscanul cu țigănia asta de aici. Să văd ce hotărâre iau. Lucrez doar aici. Partea care e afectată. Schimb asta cu totul, să o scot de la Renault break, de la break-ul verde care îl am tras pentru piese, nu știu, să mă gândesc. Ideea e că merg înainte, am terminat pe partea dreaptă, încep pe partea stângă. Nu uita, lasă-mi un like și un comentariu aici, în clipul ăsta aici. Să vedem cum evoluăm. La urmă, după ce fac și pe stânga cât o putea să fac pe clipul ăsta, pe ziua de azi cum vine vorba, sper să termin și pe stânga. Grunduiesc tot și vedem atunci cât de frumoasă e tot. Hai să vedem ce mai facem în continuare. Am ajuns la momente dificile, dar până vă arăt despre ce e vorba și ce vreau să spun, hai să mai arătăm la ce am făcut acum. Am reparat și capătul ăsta de sub aripă, făcut frumos, polizat, sudat, șmecherie. M-am apucat să fac capătul de prag, da? Problema e în felul următor. Fiind afectat și contrapragul, nu o să pot face capătul de prag până nu fac contrapragul. Așa că va rămâne la urmă pentru atunci când o să dau mașina pe parte. Mă apuc să repar aici, să văd ce soluții, ce decid să fac. Dar ce vreau să completez? Caloriferul de căldură. Dână la mic, bineînțeles, într-o stare foarte bună. Am făcut un clip în care am zis despre ce e vorba. Ca să ai căldură în Dacia, atât iarna ca și vara. Să-ți fie în mașină cald iarna cum ți-e vara. Toate garniturile astea aici pe spatele la calorifer sunt foarte importante. Deci asta e într-o stare excepțională caloriferul. Și are garniturile astea care tanșează pe spatele lui. Astea sunt foarte importante. În momentul în care îți trece aer rece pe lângă calorifer, nici căldură nu vei mai avea, te chinui degeaba. Ce vreau să fac acum? Demontez ce mai am de demontat aici ca să am acces ușor, să pot să lucrez ușor la partea asta afectată aici, să-i spun așa, la tabla care e putredă. Și sunt nehotărât, nu știu cum să fac. O să încerc totuși să scot de la abrecul verde. Îl liberez aici, îmi fac front de lucru, curăț, aranjez și cel mai probabil o să încerc să iau piesa cu totul de la cealaltă mașină. Nu știu exact cum să scoate de aici, de sub locul la calorifer. Dar până atunci mai fac ce mai fac, mai bâșbâi ce mai bâșbâi și mai revin cu camera. Mai demontez, mai curăț ce mai ai de curățat și de demontat aici și e hotărârea cea mai bună.
A venit Cosmin în inspecție și fuge din cadru. Am drămat mașina. M-am răsturnat, așa o să numesc clipul ăsta. M-am răsturnat cu R12. Hai să vedem ce am făcut. Un pic cam incomod pentru filmat, dar trecem pe partea cealaltă și avem acces suficient. Am rezolvat umărul cu totul. Eu am ales să crepesc pe la urmă. Mai am un pic de polizat aici, de finisaj. Și am crepit. N-am mai stat să mai scot, să mai disloc contra aripă, să mai fac multe nebunii, în special cu siguranță ar fi trebuit să scot cu bor mașina, sudurile vechi, cam pe aici era prinsă, dar am zis că n-are rost și pot decât să cârpesc, că e bine și așa. Vin furtunele de la calorifer și prea mult nu se vede că nu-i lucrat tocmai frumos. Mai puțin contează. Am reparat și gâscanul, tot. Da? Și am cam terminat pe față. Acum. Am vrut să dau neapărat mașina pe parte, după cum am spus, să pot avea acces să lucrez aici bine, contra pragul și pragul. Am vrut să văd ce alte probleme mai are și în afară de curățată, mașina nu mai are nicio gaură nicăieri. Cum am spus și cum se știe, suporții de cric. În poziția asta o să pot să lucrez foarte frumos. Aici s-a curățat masticul, antifonul ce a avut ea, da? Și capătul pe spate de prag. E suficient spațiu, suficientă poziție, astfel încât să pot să lucrez. Mă opresc aici cu clipul ăsta, chiar dacă e un pic mai scurt. Și o să revin cu un video atunci când lucrez la capătul de pragă. Azi o să plec la muncă, nu mai fac nimic. Așa că până data viitoare rămâne în poziția în care se află și continuăm weekendul următor.